Isu Timiș a fost anunțat referitor la producerea unui accident rutier. La fața locului ne-am deplasat cu 3 autospeciale. S-a acționat pentru evacuarea unei victime, care din păcate a fost declarată decedată de către medicii de la fața locului, și pentru stabilizarea și primul ajutor a alte 2 victime. S-a acționat cu uneltele de descarcere din dotare pentru îndepărtarea ușii și extragerea victimei pe targa lopată și folosirea cu ajutorul gurgurilor cervical s-a imobilizat victima. După care s-a acordat primul ajutor, manevre de resuscitare cardiopulmonară, dar din păcate victima a fost declarată decedată. La fața locului am găsit 3 victime, din care 2 încarcerate, cu politraumatisme majore, au fost transportate la spital. Cea de-a 3-a victimă a fost în stop cardiorespirator, s-au început manevrele de resuscitare fără succes, cu leziuni incompatibile cu viața.